Au tot boscorodit oamenii la cap și au zis, bă, dar birou este gol. Birou unui om adevărat întotdeauna este gol. N-ai voie să te atașezi de tot felul de mărunțișuri. Am găsit de cuvință să îmi aduc primul obiect din sufletul meu, care este Liverpool Football Club, ca să fie clar. O să mai găsim câte ceva de pus pe aici. Domnule Simion, de ce vă zice doar George Simion? Că așa mă cheam. Și Nicolae? Și Nicolae. Păi de ce nu vă zice Nicolae? Așa mi-a sau doar de Moș Nicolae, de Sfântul Nicolae? Sunt, am și 21 septembrie când e ziua mea și Sfântul Gheorghe și Sfântul Nicolae sunt dar fericit. Sunteți un om auster, nu? Alcool? Câteodată. Atunci, nu? Câteodată. Perfect. De ziua mea? De care din ele? Pe 21, de Sfântul Gheorghe, de Sfântul Nicolae. De Sfântul Gheorghe, de Sfântul Nicolae. De Sfântul Vasile, de Sfântul Ion. De fapt, în Moldova oamenii păstrează, poate mai mult decât în alte zone. Am văzut lucrurile astea care fac parte din o tradiție, zic eu, extraordinară, generată de apostoli, bineînțeles, și de fapt de titularul credinței noastre. Astăzi, din păcate, și cred că în curând, și dacă sunteți cu credința și cu religioasele în bună ordine și intră în doctrina partidului dumneavoastră și mai ales a celor din jurul dumneavoastră, mă gândesc că preoții ăștia o să rămână fără o parte din încasări, pentru că se botează Armando, Gianni, Luigi, Pardailean, adică chiar nu o să mai fie numele astea, nici la fete, nici la băieți, care sunt foarte frumoase. Când eram copil la țară, zicea, bă, ia uite-te, și dacă nu era sfânt în ziua aia sau la o săptămână, așa, și la o lună, zicea, bă, Vasile să fie, nu? Cred că cei mai inspirație au fost părinții următorului invitat. I-a pus Florin, Radu, Valeriu. Valeriu nu e, dar Florin îl asimilăm cu intrarea Domnului în Ierusalim, nu? Florin. Unul dintre sfinții închisorilor e Valeriu Gafencu, basarabean. Să anunță și Valeriu Zgonea. Dar tot la închisoare, da? Domnule Zgonea, iertați-mă, prezumția de nevinovăție este valabilă pentru toată lumea până nu pică ciocanelul, nu? Deci, domnul Florin Călinescu, de ce m-ați chemat aici? N-ați avut audiență ieri cu Cioracu? Ba da, al alteri. Deci dacă vreți să intrăm în teritoriul ăsta pe care eu nu-l stăpânesc foarte bine, sunteți invitatul meu. Am spus și la începutul acestei emisiuni și văd o fostă elevă de-a mea că vă însoțește. Mai spun o dată, în această emisiune nu este sufrageria mea, deci chem toate partidele. Probabil nu o să vină domnul Iohannis, o să fac o tablă acolo și o să zic Iohannis invitat de 612 ori. Nu știu care, nu știu care. E președintele unui partid. O să vină și alții de acolo și din guvern și din opoziție și de peste tot și din administrație, că așa și-a de bine unei emisiuni. Să știți că nu mă puteți bănui de sentimente personale față de invitații mei, dar dacă ați vrea să am niște sentimente personale, putem să reluăm o prietenie. Unde vă uitați? La canasta cu Liverpool. You'll never walk alone. Da, așa se cheamă, dar nu scrie aici. Nu e bine să mergi singur. E adevărat, dar nici n-are cine să-mi cânte acum. Da. Deci domnul Simion a luat-o repede din viață de la Focșani, a venit la București și a făcut școala, ce liceu, după care a ieșit repede pe stradă ca să înceapă o lungă escapadă care l-a adus astăzi, ieri, alaltă, sau când a fost în toamnă în Parlamentul României. Câți kilometri ați făcut, domnule Simion, de când ați luat-o în marșurile astea? De la Alba Iulia la Chișinău. Nu, așa, de la 20 de ani, 21 de ani. 1200 de kilometri și am calculat cu mașina. Am făcut într-un an 120.000 de kilometri în anul cu alegerile și cu pandemia, cu restricțiile. Noi am mers, am tot mers, am bătut țara. Ați stat mai mult în orașuri, în oraș, pe străzi, în orașe, în granițe, decât acasă? Da. Am uitat de casă. Da? Asta e interesant. Și acasă, când ajungeți, ce faceți? Aveți? Dorm. Da? Da? Da.
Perfect. De bunăvoie sau... Și nesilit de nimic. Am avut prin aprilie, mai așa, după ce am intrat în Parlament, nu reușeam să dorm. Prea bine mă trezeam, o dată la o oră jumate, mă trezeam imediat cum se lumina, parcă ajunsesem bătrân înainte de vreme. De ce de la un activist singuratic așa, ați ajuns la concluzia că trebuie totuși făcut un partid? Noi am mai discutat odată, nu putem, oamenii se uită pe Facebook după astea și o să ne prindă repede, da? Era clar că numai un partid poate să organizeze, să coaguleze o activitate, dacă te gândești bine, cum spuneți și dumneavoastră, și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul, și UDMR-ul, că, până la urmă, toți spun că le pasă de țară, nu? Eu așa și obțin voturile. Da, cu toții spunem asta. Acum rămâne să mai și demonstrăm. Nu se putea. Am încercat în societatea civilă, am făcut foarte multe acțiuni și am văzut că la Palatul Victoria, la Palatul Cotroceni, sunt niște oameni cărora nu le pasă. În ciuda celor a ce zic, nu... Dar pare că și în Parlament astăzi, așa, de câte ori vă duceți la tribună și mă mai uit și eu, pare că nici acolo nu prea le pasă sau doar dumneavoastră vă pasă? Nu, aș fi incorrect și aș minți. Sunt puțini oameni și îi găsești în toate partidele care sunt interesați cu adevărat de ce se întâmplă. În rest, e o nepăsare din asta totală. De multe ori în Parlament se muncește doar lunea și marțea. Cel puțin de când am început sesiunea parlamentară, ăsta a fost programul la Cameră. Lunea și marțea. Lunea și marțea. În rest, și luați, se dă salariu pe 5 8 zile? Da. Se dă salariu pe 8 zile din lună? Deci pe... Da, teoretic, în rest, ai comisii și ai muncă la biroul parlamentar, dar nu. Unde aveți biroul parlamentar? În București. Sunt deputat de București, pe strada Traian, lângă Hala Traian și Foișor. Și chiar vă duceți pe acolo? Da, mă duc zi de zi, că acolo avem și activitatea... Mai dorm partidului. Acolo, ce decât acasă. Dar și cine vine la cabinetul unui parlamentar? Diferiți oameni cu probleme. La noi se adună problemele din toată țara, fiind și un partid la început de drum și mic. Ne scriu oameni de la Moldova Nouă până la Crucea, în Suceava, disponibilizați, păcăliți. Am început acum un program să le oferim consultanță juridică, pentru că mulți nu-și permit. Și e un avocat care, miercurea și joia... Da, un om după stradă, totuși, educația asta, după 31 de ani, mă gândesc că poți să te duci la biroul unui parlamentar, fie el și din aur, să zici, bă, mi-e frig, buteli, aprobări de casă, de locuri, rate la bancă. Adică sunt oameni în țara asta care cred că în continuare, nu știu, Ceaușescu le dă case, mobilă, butelie. Eu cred că primesc mii de solicitări în fiecare lună de ajutor social. Le redirecționăm către direcțiile de asistență socială. Eu primesc mai multe pentru că am și anunțat și îmi donez 90% din salariu. Ce voiam să fac? Care e salariul? 12.000 brut. De lei. Net. Netul e 12. În mână, 12.000 de lei. Dar asta e doar salariu. Ca și parlamentar, mai ai telefon, mașină, sume forfetare, sume pentru cabinet, ajungi pe la 10.000 de euro undeva. Eu sunt membru în birou permanent, deci, am și masă. 50.000 de lei pe lună? Da. Cap, trebuie să știe românii cât dau pe un parlamentar, pe cap de și parlamentar. Senatorii? Tot la fel. Tot, adică nu e o diferență, decât la... La vârstă. Sunt mai bătrâni un pic. La voturi sau chestii de genul ăsta, da, nu? Și mai puțin, adică ponderea lor la vot e mai mare. E, lăsați că și la dumneavoastră n-aveți numai tineri în partid. Nu, avem și cei mai tineri și cei mai vârstnici. Foarte mulți dintre ei. Cel mai tânăr câți ani are? 24. 24? Și cel mai în vârstă? 78. A fost și decanul de vârstă. A condus prima ședință. Domnul acela artist plastic? Sau? Și domn profesor Dăneasa, care a făcut monumentul Bucovina în aripată. E la o vârstă onorabilă, dar nu, domnul Feodorov de la Botoșani. Domnul Feodorov. Cum ați ajuns la formula asta de... copreședinți. De ce nu aveți un președinte, un prim vicepreședinte? De ce sunteți doi sau câți copreședinți? Doi. Noi ne-am adresat la început tuturor curentelor din zona asta națională, din zona organizațiilor patriotice românești și până la urmă ne-am pornit mulți la drum
și am luat eu cu Claudiu Târziu, care am avut curajul să mergem până la capăt. Dar Târziu când a apărut în combinația asta? Târziu. Păi așa brusc vă împrieteniți? După, nu. Ne-am împrietenit la referendumul pentru familie, când, practic, toate partidele... V-ați întâlnit la aceeași cocoană, la ușă sau cum dracu? În activismul, da, convingând oamenii să meargă la vot. Doamne, dați atâtea subiecte, juri. Referendum, da, pentru familie, dar sunteți burlac, nu? De la anul nu o să mai fiu. De la anul? Da. Ia uite, fraților, deci notați aici, nu o să mai fie burlac, ceva de nuntă. Și un naționalist, cum face nuntă? Tradițional, nu? Da, m-au prins paparații de ziua mea. Biserică, sfatul popular, nuntă, dar popă, tot ce trebuie. Sârbe, hore. Inclusiv, stau cam prost la capitolul ăsta. Inclusiv tradiția completă? Adică, nu, că la vârsta mea nu, adică, mai prind tradiția completă. Cearceaful la fereastră. E asta, zic, la 35 de ani mie cam... Păi nu e de dumneavoastră, mie acum. Respectați tradiția sau nu? Să vedeți ce... Deci asta cumva se... Exclude. Se trece cu vederea, ca să zic așa. Deci una din tradiții... Da, că nu suntem, nu suntem la etnicii romi. Președinte, nu e vorba de asta, e vorba că era o tradiție, domnule. Deci oamenii se cunoșteau fizic în noaptea aia. Asta e adevărul, da. Domnul copreședinte este... Regulamentar căsătorie și cu copii. Am înțeles. Păi și ce căutați dumneavoastră la referendumul pentru familie? Păi trebuia introdus în coaliție. Acolo ați cunoscut-o și pe viitoarea doamnă Simeon? Nu. După. După Prut? După referendum pentru familie. După Prut. De peste Prut. Eu făceam un exercițiu. Deci este de la noi din țară sau? De la noi din țară, din România Mare. Aici putem să începem o lungă discuție, dar nu este cazul acum, pentru că nu se termină niciodată. Eu am fost de nenumărate ori acolo. Într-o singură propoziție vă spun părerea mea. Și mergeam pe stradă, mergeam prin Cârciu, mergeam pe nu știu unde, vorbeam cu artiști în mod special, că eram pe linia asta, și ziceam, domnule, uite așa, 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 așa. În afară de cei care îi vedem pe stradă, îi vedem demonstrații în tot felul de locuri, oamenii care beau o bere sau mâncă și spunea, păi n-ai, Florini, vorbeau și rusește între ei, și românește și așa mai departe, spunea, nu, nu-i bine așa. Avem cetățenie română, adică chestia asta așa pe care unii o fac, foarte bine să o facă, să vedem. Eu cred așa că, de fapt, și mergem mai departe pe alte subiecte sau ne întoarcem. Eu cred că dacă am vorbit la Bruxelles, de exemplu, și practic s-ar integra Moldova în UE, ridică toate alea și e unire de fapt. Nu? Cultura, obârșia, toate alea sunt comune. Și atunci... Ce să vedem? De asta aș vrea să intre și Ucraina, nu e ca să... Pentru că... Avem și Cernăuțiu. A, și bine, ați văzut cum... Am deschis gura că urmează să spun. Deci, pe partea aia nu prea v-ați aventurat încă. Am aventurat. Vrem să facem o grădiniță acolo și sper nu, să terminăm. Nu, cu de-astea, pe cal, cu vamă, cu autocare, cu mulțimi, cu marșuri. Știi cum e, Florin? E mai românesc Chișinău decât Cernăuțiu? Parcă e, nu știu, se egale cel puțin, nu? Și Chilia e românească, și Reniu și Ismailu. Acum... Atunci du-te puțin și spre vest. Un pic. Un pic, nu? Sau la... spre sud. Ghiula. Despre cadrilater, ce părere are partidul? Că trebuie să avem grijă de inima reginei Maria. Acum, multe am fi făcut noi dacă avea cine să vorbească la Bruxelles. Din păcate, ăștia au tăcut. Cum tace și actualul președinte, toți au tăcut, au ascultat și au venit înapoi să execute. Și e nevoie cineva dar să și Europa, vorbească la nu vă puteți plânge de atenție. Toată Europa e cu ochii pe voi. Vă ține deocamdată în categoria atenție mărită, de genul, să zicem, partidului din Franța, în Olanda, mai este Polonia. Polonia, de, cred da. Că în fiecare, vrem, Ungaria, cred că în fiecare țară e câte o dreaptă. Eu nu știu dacă sunteți extremiști sau de ce nu, sunteți categorisiți extremiști. Noi suntem în aceeași familie europeană ca partidul de guvernământ din Polonia și vrem să fim respectați în Europa pentru cine suntem. Și polonezii sunt, își afirmă drepturile, identitatea și cred că sunt respectați la Bruxelles. În momentul în care te duci ca o slugă în fața stăpânilor, normal că ești tratat ca o slugă. Sunt... Cine se duce ca o slugă? Cei care... De la București.
Cei care au dat pe tromul, pe nimic... Deci, deși erați foarte tânăr atunci, le-ați notat pe manșetă, da. Da, da, mă uitam la chestiunea zilei și mă bucuram la golurile lui Răducioiu de la... Asta ați înțeles din toată perioada aia, da. Erau miercuri, marți, miercuri, dedicate ceea ce astăzi se întâmplă din ce în ce mai rar, performanțele echipelor de club, cel puțin în Champions League. Se întâmplă, știu că sunteți legați și de fotbal, dar nu ăsta este neapărat subiectul astăzi și nu cred că v-au ales ăștia în Parlament că ați fost în galerie sau ați simpatizat și acolo cu fenomenul respectiv, deși nu multă lume și aduce aminte de dumneavoastră în galerie. Am făcut așa niște cerceri, bă, și trecea, dar nu era așa. Nu era fundamentalist ca, nu știu, nu le știu, de sud, de est, pe la... Unde vă duceați în galerie? La România. La echipe de club, nu? Nu. Numai la națională. La națională. Am fost cu echipa de fotbal a României peste tot. De asta, probabil, mi-a rămas de la Răducioiu. Am trecut prin stadioane, ca prin facultate, ca gâsca prin apă. Domnul Simeon, acum puteți să spuneți că în 90 sau 94 știați cu ce se mănâncă Răducioiu. În 90 cât aveți? 2 ani? Nu, 90, 94. Eu m-am îndrăgostit. Câți ani aveți în 94? Cât? 8, 9. Țin minte la meciul Columbia, m-am trezit la 3 dimineața, pusese mătușa mea ceasul să sune la 3 și eu la 3 fără 2 minute m-am trezit și se uită mătușa mea la mine și îmi zice... Stai, mai e până atunci. Și a sunat și ceasul. Asta pentru că e următorul meu invitat, adică nu-l țineți minte pe Hagi, pe Gică Popescu. Pe... Eu îl iubeam pe Răducioiu, aveam breloc. Deci... Nu, că dădea goluri. Probabil eram întotdeauna pe ofensivă. Da, și Ilie Dumitrescu a dat, chiar și Dan Petrescu a dat gol atunci. Răducioiu era vârful nostru de atac și cu el am rămas. Nu știu, fiecare are, gusturile nu se discută, nu? Da. E adevărat, da. Dar m-am întâlnit cu Dumitrescu acum, el e cu axul central. M-am întâlnit recent și se bucura și el de victoria aur în alegeri. Ei sunt generația de aur, noi suntem Ilie aur. Ilie Dumitrescu? Da. Foarte interesant, Ilie Dumitrescu. Bun. Aveți o atitudine... După mine, puțin cam paralelă cu ceea ce aș aștepta eu ca cetățean de la un partid, dar nu e o problemă, că sunteți singuri. Toți sunt paraleli. Absolut, adică ne-am integrat. Și perfect. Ăștia care sunt la putere, da, și ăștia care sunt în opoziție, nu vorbesc acolo decât despre... Parcă sunteți toți niște critici asupra adversarilor. Niște critici de artă, da. Dumneavoastră, când vă duceți la microfon, ziceți, din Eminescu, din nu știu cine, bă, aia, du-te la spital, caută-te, pleacă de aici, mai știu. Eu n-am văzut un parlamentar român, mai ales șef, co-șef de partid, să zică, domnule, noi vrem să facem în economie așa, în armată așa, în pensie așa, în educație așa, în aia. Băi, câțule, bă, țineți după el prin parlament, adică... Am scăpat de el. Lucrurile astea vadimiste sunt fumate. Am un regret sincer, deosebit. Atunci toată lumea zicea vrută și nevrută despre Corneliu Vadim Tudor. Îi depășește pe toți naționaliștii și la cultură și la atitudine. Dar el mai zicea câte una și alta despre una și alta, nu numai pamflete. N-am auzit partidul dumneavoastră să zică ce ar face dacă ajunge la putere decât critica adversarilor. Dar o fac toți. De ce nu vine? Aveți pe târziu ziarist sau nu știu ce a fost el. Mai l-aveți pe băiatul ăla de la Turnul Severin, filozof sau... E Sorin Lavric, e Dante Nas, e Gianina Șerban, sunt oameni. Dar niciunul din ăștia nu vine să spună, că mai vorbesc și separale, dați voie să vorbească, am văzut din când în când. Câteodată. Câteodată, se duc și spun. Doamne, partidul nostru, care e responsabilul pe economii naționale, europene, mondiale, pe inflații, pe cutare, nu știu. Am făcut săptămâna trecută o dezbatere și am adunat toți responsabilii, pentru că așa putem să venim cu 100 de inițiative, am venit de fapt cu 24 până acum, dar putem să venim cu 100 de inițiative doar în stil populist, în stilul politicii. Nu realist. Român. Pe subiectul pădurilor. Și am adus și proprietari de păduri și activiști civici pe Greenpeace și pădurari. Ideea la care vrem să ajungem este să avem 10 ani un moratoriu pentru regenerarea pădurilor. Pentru că în momentul ăsta sunt companiile austriece
Aici, care dețin aici de departe nu mă ajungeți, nu mă ajungeți într-o mie de ani. Eu am zis, pentru un copac tăiat aiurea, un an de pușcărie. Deci, moratoriu e perfect. Eu întreb despre economie. Salariu minim, salam, franzele, oamenii asta... Am avut, e dezastros ce se întâmplă și aveți dreptate cu Schweikover, cu toată echipa. Minim. Da, păi de acolo se ajunge. Felul în care ne sunt tăiate pădurile și ne folosesc alții resursele naturale se reflectă în salariu minim. Noi am avut o inițiativă legislativă pentru ca salariul minim să fie la nivelul coșului alimentar lunar, conform... Cine stabilește valoarea unui coș? Institutul Național de Statistică, în funcție de prețul alimentelor. Am avut o emisiunată cu Nicolae Văcăroie și a fost cea mai tare comedie, că Institutul Național de Statistică, știți ce spune? Românul trăiește în 1,2 camere, mănâncă 0,8 franzele și 0,7 ou. E vorba de nivelul și de era unul în sală, așa că acolo nu pot cu public și zic, bă, tu cât mănânci? 80 de mici! E tot cetățean român. Corect. Eu cred că e un nivel al decenței. Cu gazul, cu lumina, cu cutare, cu doi mici, să-i zici, bă, mănâncă doi, lasă-mă în pace, că nu pot să fac o lege pentru tine. Noi am fost ăsta de zi cu zi. În lunile astea foarte mult, am fost la Băița, în Hunedoara, acolo e o firmă românească care extrage calcar la suprafață. Mai sunt trei companii, acționariați străini, ei primesc licențe de exploatare, compania românească de la Băița are probleme. Am fost la Târgoviște, e singurul loc din țară unde mai producem fier beton. Trebuia să preia statul român combinatul, că l-a privatizat aiurea la ruși, și să-și recupereze 40 de milioane de euro, trebuia să preia activele combinatului și să mai putem produce fier beton în România. Închis. Ăsta a fost năsuit de la economie. Am fost la Moldova Nouă. Am dat pe 6 milioane de euro 30% din rezervele de cupru ale României. Domnul Ponta le-a dat la turci. La Crucea. Acolo mai aveam uraniu. Era singurul loc și avem circuit complet de, pe minereu ăsta, care e foarte valoros. Uraniu. Închisă mina Crucea luna trecută. Au venit minerii la noi și ne-au spus, domnul Simion, de unde să luăm uraniu pentru Cernavodă? Am cumpărat luna asta din Kazakhstan, 20 de milioane de euro. Acum că am închis mina, o să cumpărăm cu 40 de milioane de euro, 50 de milioane de euro. Cam asta s-a vrut în acești 30 de ani. Chiar dacă am fost mic, am văzut munca pe care au depus-o părinții și bunicii noștri ca noi să fim producători de energie. E perfect. I-au muncit. Dumneavoastră aveți vocație de voievod. Așa. N-aveți vocație de prim-ministru, de altfel și simpatia voastră e o catastrofă pentru prim-ministru în România. Da. Domnul în respectiv. România. Nu cred că poate fi ministru. L-a fost la ONU, l-a fost în alte părți. Și dacă a fost la ONU, ce? ONU e plin de sanctități economice sau sociale. Nu, Vaticanul e plin nu, de sanctități. Lăsați. Deci propunerea voastră descalifică în momentul de față partidul pentru că omul e desprins de planeta România numită. Dar dumneavoastră aveți vocație de voievod. Să dați declarații, să faceți... Eu vă întreb de mâine încolo, dacă sunteți aleși, ce le spuneți românilor despre papa, despre fric, despre sănătate, despre moarte? Lăsați-mă pe mine cu ce a făcut Mihai Viteazul și Ponta, fără nicio alăturare. Adică, domnule, spuneți-ne ce ne dați să mâncăm, începând cu 2024, când veniți la putere. Dar nu v-am spus? Nu. Băița, declarații, calcal, ruși, calcar, Ponta... Calcar, uraniu, cupru, nu. Stați un pic. Trebuie să atrageți repede oameni cu tălbi. V-ați uitat vreodată la un discurs al lui Călin Georgescu? Da. Eu nu înțeleg că se referă la mâncare. Dar și dumneavoastră la... ați citit proiectul de țară Hrană, Apă, Energie, pentru că e foarte actual în momentul ăsta. Dar lăsându-l pe Călin Georgescu la o parte. Cred că așa și trebuie să facem. Cred că așa și trebuie să facem. Noi avem un buget acum, da? Al țării. Al țării. Din bugetul ăsta nu o să putem să mărim și salarii și pensii și alocații. Dacă nu mărim bugetul, dacă multinaționalele continuă să exporte profitul în alte state, dacă nu suntem principalii beneficiari ai resurselor României, dacă nu exploatăm gazele din Marea Neagră, cum ăștia n-au făcut. De acord. Noi avem gaze care stau degeaba în Marea Neagră și cumpărăm de la ruși. Reținem toți acești bani în România, știți ce să faceți cu ei? Da. Cine? Ziceți-mi pe cine puneți ministrul transporturilor? Pe decanul de la Facultatea de Transporturi, care e prietenul nostru. Dar poți fi un profesor doar, nu știu dacă știe cum muncitorii, cu barăcile, cu astea, cu filipinezii sau cu indienii, sau cu pakistanezii, că poți fi dumneavoastră simpatizat de o parte din alegători,
Dar nu mai dar vine de ce nimeni. Nu cu românii, dacă le asiguri? Nu, dacă oferi în momentul ăsta și știu toți de afară că ar, cât ar poți veni... Cât să-i oferi unui om să lucreze la autostradă? 1000 de euro? 1000 de euro. Să duce cu prima bicicletă în Germania pe 1000 de euro. Situația e foarte complicată pentru că nu-i mai poți aduce doar cu patriotisme și cu Isus și cu religie. Eu am vorbit cu mulți. Cu 1000 de euro vin. Dar mai trebuie să le dai două lucruri. Ce? Școli și spitale. Acum eu nu cred că aia care s-au dus afară pe 2-3 mii s-ar întoarce la 1000. Întrebați. Bine, o să 2024 nu-i departe. Cu spitalele s-ar putea să fie o chemare pentru, adică decât să bolești, Doamne ferește, să nu bolească într-un spital din Austria și Germania, mai bine venim să luăm foc acasă într-un spital. Deci m-aș întoarce și eu pe 1000 de euro să mor noaptea în somn la un spital din România. Vă place să trăiți periculos, da? Cum? Înțeles. Vă place să trăiți periculos, știu. Eu am inventat pericolul din moment ce sunt aici. Ați zis ceva din James Bond și n-am auzit eu? A, trebuia o muzică atunci. Aveți probleme cu formația. Trebuie să faceți... Eu nu sunt antrenor, dumneavoastră. Aveți antrenori și sfătuitori de calibru, dar cred că față de anii 2000, când România Mare era gata să pună mâna pe putere, trebuie să vă schimbați puțin discursul. Până ajungem la România Mare, părerea mea, România asta mică de acum. Părerea mea, trebuie să produceți un ministru care e român, știe cu ce se mănâncă aici, să produceți de mâine un guvern, să-l popularizați, să-l scoateți la lumină. N-am încredere în pe domnul Petrișor Peiu, îl știți? Cine? Petrișor Peiu. L-ați văzut la televizor? Și ce să fac cu Peiu? La finanțe. Haideți, domnule, lăsați-mă în pace. Veniți cu oameni noi și poate aveți ceva. Dumneavoastră aveți mult prea mulți oameni noi, că nici nu vă cunoașteți încă între voi. Asta m-a amuzat. Da. Asta e frumos la noi. Ați deschis listele și au venit, ceea ce sunt sigur că nu v-ar fi convenit, să vină soț, soție, neamuri, neamuri. Nu prea vă convine. Acum nu puteți să ne învinuiți. Nu vă învinuiesc. Domnule, eu mă aștept tot să fie... 10. Deci George Simion să fie cel mai pitic, cel mai gras, cel mai urât, cel mai prost îmbărgat. Mă așteptam să apară numai Arhanghel Călare pe cai albi. Frumoși, drepți, de vârste diferite, mânuind toți paloșele. Să faceți un cer și să ziceți pensii, salarii, grădinițe, spitale, școli, femei, familie, divorțuri, asistență, insula cerpilor, gaze, să nu mai știu. Dar le-a dat cineva jeratic? Cum? Jeratic. Jeratic? Da, nu știu. Apropo de jeratic, cine vă dă dumneavoastră jeratic? Oameni ca dumneavoastră. Eu? Am pus acum o poză nu, cu Răducioiu. Eu nu vorbesc de jeratecul la tavă. Eu vorbesc... Da, de mălai. Am râs odată o seară întreagă când ați spus, domnule, din ce? Din drepturile de autor, că până mai ieri vă plăcea. Ok, sigur că un om care tipărește o carte se cheamă că e scriitor, dar m-ați făcut să râd că din drepturile de vânzare al cărții alea ați făcut tot partidul și cutare. Umblă tot felul de oameni care ne critică. Ultimul Moscova? A fost domnul... Că să zicem piață că sunteți plătiți de Moscova. Nu sunt convertibile rublele ultima oară. Vină aia cu valizele la țanc cu dolarii. Așa nu mai pare. Discută nici n-ați ei. A venit ambasadoarea Chinei la noi. China? Da. Și domnul Simion, dar nu discută nimeni cu noi, nimeni de la guvern nu ne-a primit de 2 ani, nu ne primește nimeni. Am înțeles, le-am ascultat. Cât ați cheltuit în campanie înainte să intrați în Parlament? 200.000 de euro, adică... La locale? Sau cu totul și generale? Nu, la generale mă refer. Adică o zecime din cât a cheltuit USR-ul, de exemplu, pentru că ei au avut bani de la bugetul de stat. Au fost contribuțiile candidaților, am avut 600 de candidați. Toți parlamentarii dumneavoastră iau doar 10% din venituri? Nu. Eu. Pentru a da un exemplu, pentru că promisesem când am făcut noi emisiunea înainte de europarlamentare, când candidasem independent, aici ar am fi, promis. Ar fi fost o lovitură babană. Bă, băieți, dacă intrăm în Parlament... Va ajunge 10%, că unii chiar sunt în blugișori veniți în partidul dumneavoastră. Da. Nu numai la dumneavoastră, că și în alte partide. Da. Asta ar fi trebuie fost eu știți ce spun, politică. Fără bani de la populație, că știați bani de la populație și 10%. Așa a fost în perioada interbelică. Cum? Cu bani de acasă, cu avere. Ai avere, intri în politică, n-ai avere, pa la revedere. Așa sunt primarii în Italia. Nu, dar era mișto să vă duceți așa cum vă place pe treptele la Parlament, la casierie. Ia-mă toți ăștia. Generalul, cum îl cheamă? Roman. Nu Roman. Chelaru. Chelaru. Așa. Care sunt de la
colegi cu Șoșoacă, nu? Doamna Șoșoacă, parcă din partidul celuilalt. Generalul Chelaru a fost șeful statului major în România. Nu, lasă România. Că știu cine a fost, că am făcut emisiuni după aia, dar ei vin din alt partid. Al Sunt de la Neamul Românesc. Eu am adunat toate formațiunile patriotice în AUR, în Alianța pentru Unirea României. Pam, Cățule, uite-mă, Ciolacule, uite-te cum mergem la caserie și dăm fluturașul înapoi. Din fericire, contez pe ei, cam nu trece o lună în care să nu-i rog să contribuim pe diferite cazuri sociale. Și se implică. Mă așteptam să trădeze. Toată lumea, când am intrat în Parlament, ne prevestea soarta PPDD-ului. O să vă ia toți parlamentarii, nu o să știi. Rămâi singur, Simioane, după trei luni. Tentative au fost, i-am înregistrat frumos. Și au rămas alături. Pe trimisul domnului Câțu, cum încerca să ne ofere funcții deconcentrate. Asta e plaga societății românești. Au înțesit administrația cu lipitori de afișe și cu oameni din partid. Asta e avantajul nostru, încă un an jumate, că nu avem baron local și nu avem din ăștia care să impună. Și de asta va trebui să strângem rândurile, să ne ajungem acolo, să ne ajungem un partid clasic care să contribuim și noi la devalizarea României. Cred că puteți să mai creșteți procentul, dar ca navaua națională patriotică și asta se înfundă destul de repede. Au plecat foarte mult, nu știu cum îi întoarceți pe aia, plecați 3-4 milioane, cât ori fi, habar n-am. Ăștia rămași în țară, deja, să știți că se vând 14-15 milioane de smartphone. Ați văzut și femeile de la țară cu broboadă pe cap au cât un telefon din ăla, că vorbesc cu copilul, cu nepotul din Germania. Da, sunt fanele noastre. Cred că e adevărat asta, dar cred că, domne, nu dau sfaturi, că nu-mi permit, ci e gratis. Poate Dorotea vă face o factură la sfârșit de lună, habar n-am. Trebuie să veniți cu ceva. Corneliu Vadim Tudor venea doar cu poezii, cu date asta istorice. Asta zicea paleologul, că eu sunt mai periculos decât Vadim Tudor. Că eu, nu chiar, nu mi se pare. Eu chiar cred în ce, în ce spun. Paleologul tânărul? Da, tânărul paleologul. Spuneți că trebuie să-i aducem. 3 milioane, 4 milioane. Eu vă spun dacă aș fi fost un demagog din asta. Nu trebuie nimic. Nu o să reușim singuri. Adică nici nu spunem că o să reușim. Dacă nu ne unim și dacă nu ne strângem eforturile, creierile, cât mai avem, nu o să reușim. Am ajuns jos de tot. E important, asta trebuie să facem ca națiune, altfel va fi foarte trist, cum e și emisiunea dumneavoastră. Și tristă și... Adică românească așa, nu? Da. Așa e și măștile teatrului și așa e viața omului. Dacă râzi tot timpul, pare că ești imbecil, nu? Dacă plângi tot timpul... Dacă plângi tot timpul, înseamnă că te-a lăsat iubitul singur. Apropo de iubit, mai aveți niște calificative așa. Cu LGBT-ul, cum stați? Treaba lor ce fac în dormitorul lor. Ok. Cum se cheamă, agnosticii? Treaba lor în ce cred. Deci nu, cine nu e practicant creștin trebuie înlăturat din societate. Fiecare crede... Eu am duhovnic, dar nu ajung duminică de duminică la slujbă. Fiecare crede în ce vrea, atâta timp cât înțelege că România este un stat care s-a format pe credința ortodoxă creștină. UDMR-ul și relația cu Budapesta, mie mi se pare că își fac agenda la Budapesta. Sau vă place doar exemplul lui Victor Orban în țara lui? Victor Orban este un patriot pentru poporul lui. Din păcate, noi nu am avut în funcție de conducere dar astfel de oameni. Dar maghiare din Transilvania sau chestii de-astea? Îi iubim. Îi iubiți? Pe UDMR nu prea. Am înțeles. Restul categoriilor pe care mai sunteți taxați din când în când. Evreii cred că nu se pune problema, nu? Sunt frații noștri. Au contribuit în perioada interbelică la cultura românească prin vârfuri. Mai departe, problema suntem noi. Că Bruxelles întotdeauna o să dicteze sau un alt imperiu. Dar contează cât de mult îi lăsăm noi. Integrarea europeană sau la un moment dat, dacă ajungeți la putere să faceți guvernul, o luați pe linia Ungariei sau a Poloniei? Noi suntem europeni, ca istorie, ca geografie, aici o să rămânem, că nu ne mută nimeni. Dar primatul Constituției țării, cum spune Polonia și Ungaria, față de... Da, suntem suveraniști.
și credem că trebuie să primeze legea României, dar totodată credem într-o piață liberă, ceea ce nu prea se întâmplă, de exemplu, cu șoferii de camion. Și șoferii de camion sunt votanți AUR și ne ajută mult prin distribuirile pe care le fac pe rețelele de socializare. Și nu-i normal să-i discriminez pe șoferii din Bulgaria și România și pe cei din Franța și Germania să îi ajut, tocmai pentru ca patronii români de firme de camioane să-și mute sediul social în Germania sau în Franța. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, asta este o întâlnire cu copreședintele Partidului AUR. O primă întâlnire, sper. Trebuie să așteptați. Să-mi aștept. O să-l invit pe celălalt copreședinte. O să mai invit două, trei persoane din partidul nostru. Sunteți călare singur, da? Când... Mi-a plăcut de băieții de la formație. Nu? De la formație? Ia ziceți, mă, Flăcăi. Formație extraordinară, ne știm de mult, domnul Virgil Popescu la bas, domnul Puiu Pascu la saxofon, domnul Relu Bițulescu la orgă și domnul Răzvan Mirică la contrabas. Muzicanți, muzicieni de-a dreptul extraordinari. Mie personal mi-au trezit curiozitatea mai mulți colegi de-ai dumneavoastră și o să îi invit și pe ei. Cred că le dați voie să vină, nu? Mă mai gândesc, dar cred că bine. Da. Bine, o să vedeți ce pățiți după aia. Mulțumesc frumos, domnule Simion.